Fai de capul meu, bă, nu pot să fac televizorul ăsta să meargă. N-am idei ce să-i mai fac, bă, nu vrea să mai meargă. Bă, bebegică, iarăși l-ai stricat? Ui, l-am stricat, da, într-adevăr, eu l-am stricat. De ce, bă, de ce l-ai stricat? Cum de ce, bă, că tu mereu când te duci la baie, strici toaleta. Și am zis că, a, da, el strică toaleta, eu trebuie să o repar. Bine, atunci eu stric televizorul și el trebuie să-l repare. Bă, da, nu, cum adică eu stric toaleta? Păi da, bă, că de fiecare dată când te duci, rămâne infundată, bă. Dar nu-i vina mea, e vina la ce-mi dai tu de mâncare. Ui, nu mai da vina pe mine, că nu-i vina mea. Știi tu sigur că e vina mea, hă? Da, bă, e vina ta pentru că faci mâncare foarte rea și mă doare burta după. Ui, taci din gură ca să nu-ți dau una. Iar e cineva la ușă, ia du-te să vezi cine-i. Bă, da, eu trebuie să mă duc de fiecare dată, bă, da, sătul, Doamne ferească. Bună ziua, eu sunt doamna poștaș. Doamna poștaș, ok. Ce-ai acolo? O scrisoare de... la cineva din satul Mătănești. La cineva din satul Mătănești, ia să citesc. Dă-te-o leacă. Așa. Domnule Mătan, vino repede. Se întâmplă ceva paranormal în satul Mătănești. Vino repede că știi tu cine sunt. O să afli atunci. Ce? Bă, bebegica, aparent trebuie să mergem în satul Mătănești, că se întâmplă ceva paranormal. Ce-i ala? Dar cine te-o chemat? Păi asta e, bă, că nu știu, că zis că o să aflu când mă duc acolo. Fai de capul meu. Hai, bă, hai să mergem. Bă, mie nu-mi dați bani pentru că v-am adus poșta? Ba da, bă, da, stai așa că-ți dau acum bani. Bă, pe BG, că ia dă tu banii ăia. A, banii pentru poșta, așa cum ți-i dau, stai așa. Ia uite, ți l-am dat. O, dar ce bani frumoși aici. Uitați, am venit cu banii. Nu cred că mai vreau. Nu, e din partea casei astăzi. Nu mai vreau bani. Așa, să nu mai vrei bani. Bă, bebegică, doamna poștar s-a pus aici să doarmă, o lăsăm frumos și se trezește ea până venim noi, nu? Da, da, se trezește cu siguranță. Hai, mergem în satul Mătănești, băieți, ui. Hai, da, bă, fii atent. Nu știu ce se întâmplă în satul Mătănești, dar mergem să aflăm. Și după aia când vin acasă, te bat, bă, pentru că ai stricat televizorul. Ui, zi mersi că nu te bat eu pentru că mi-ai stricat mie toaleta. Bă, taci, bă, din gură, hai să mergem. Mergem spre satul Mătănești. Bă, dar stai că fugi prea rapid. Așteaptă-mă. Păcat, bebegică, ne întrecem până acolo. Yahoo! Uite, bă, bebegică, n-am mai fost de atât de mult timp, bă, în satul Mătănești. Bă, am și uitat cât de frumos e. Da, foarte frumos e, n-am ce spune. Bă, crede-mă pe cuvânt că n-aș sta aici nici 10 secunde dacă n-ai fi tu. Păi de ce, bă, de ce? Că e așa frumos satul ăsta, ce ai cu el? Ui, frumos, ui, casele-s făcute din chirpiți sau lemn. Și pe lângă asta n-ai internet, n-ai televizor, n-ai nimica, ui. Ai doar o sapă și o grădină în care îți dai în grădină tătă ziua cu sapa. Tu ai înțeles ce înseamnă asta? Muncă, ui, muncă! Și mie nu-mi place munca. Nu știi tu ce-i frumos, bă, nu știi tu. Viața la țară e cea mai frumoasă, bă. Da, cea mai frumoasă. Uite, bă, aici sunt foștii mei prieteni. Lică și Petrică, bă, n-ai idei, mă distram cu ei când eram mic. Bine, ăștia doi mă cam băteau și mi-aruncau cu pietri în cap, dar mă distram, bă, mă distram. Era amuzant, știi? Ui, ce amuzant e să arunci cu pietri în cap la un motan ca tine? A, da, de fapt, stai că și eu aș face asta. Lasă, asta ne jucăm noi altă dată. Bă, Lică și Petrică, ce s-a întâmplat aici? Domnule Motan, avem o problemă foarte mare. Bă, am citit scrisoarea, tu m-ai chemat sau cine? Nu. Te-a chemat tataia, bunicul tău. Și bă? Bă, încă e în viață? Da, dar nu pentru mult timp. Bă, bebegică, ai auzit? Ui, tu ai un bunic? Dar normal, bă, că am un bunic, ești nebun la cap. Cum aș fi existat eu dacă n-aș fi avut un bunic, a? Da, corect și asta, iartă-mă cu mine. Ui, dar unde ești? De ce n-am auzit niciodată despre el? Păi, bă, e poveste lungă. Da, las că-ți povestesc eu altă dată. Tot ce contează e că... mă trimitea, bă, în armată la 2 ani, bă, și eu nu voiam asta, dar până la urmă am reușit să scap de el și de atunci n-am mai auzit nimic de el. Am înțeles, deci ai evadat oarecum de el. Da, exact. Bă, Lică, și acum unde e? În casă, săracu, e la pat. Cred că e pe moarte. Du-te să vorbești cu el. Auleu, bă, auleu, hai, bă, să vorbesc cu tataia. Cu bunicul meu, bă, auleu, bă, adică nu l-am mai văzut. Auleu, bă, eu rămân aici afară, tu du-te să vorbești cu el, da? Da, bă, da, mă duc să vorbesc cu tataia. Ce-o fi pățit tataia, oare? Tataia, ești bine? Tataia? Care-i acolo? Păi,
sunt eu, nepotul tău, domnul Motan. Domnule Motan, tu ești? Da, da, tataia, cum te simți? Vei, nu mă simt deloc bine. Am 99 de ani de pensie și 199 de ani de viață. Bă, dar ești cam bătrân, bă. Nu contează că-s bătrân. Contează că încă sunt forță și te-a chemat aici cu pretextul că eu sunt pe moarte ca să vorbesc o leacă cu tine. Bă, stai așa, tu ți-ai bătut joc de mine, tu de fapt nu ești pe moarte și te-ai prefăcut ca să vin eu aici? Da, normal, ei, tu ce credeai? Că mor eu așa de tânăr la 199 de ani? Da, eu, fraier, m-am gândit la așa ceva. Ce voiai, tataia, spune? Ei, trebuie să mă iei să locuiesc cu tine. De ce? Nu contează de ce, contează că trebuie neapărat până în maxim 2 ore să mergem la tine acasă, că după aia s-ar putea să-mi fie distrusă casa. Să-ți fie distrusă casa? Doamne, ce ai mai făcut, tataia? Pe cine ai mai supărat? Ui, pe nimeni, și nu m-a scăpat pe jos, că vin să te bat după. Uite, bă, bebegică, ăsta e tataia. Bă, Liliu, dar și nimă rătania asta. Ui, ăsta cumva mi-a zis că sunt rătanii? Ui, vorbește păpușoi, ui, iau-te. Ui, cumva m-a făcut și păpușoi, ui, ține-mă că-l bat. Bă, gata, calmați-vă. Aparent, bebegică, o să avem un om musafir în casa noastră timp de câteva zile, sper. Luni, poate, ai vrut să spui luni, nu? Bă, câteva zile am zis, tataia. Da, pentru câteva zile o să stea cu noi. Ce-i ceala? Ui, dar n-avem destul de mâncare pentru noi doi, cum să mai luăm pe altcineva? Nu contează, îl luăm cu noi, că aparent o să fie distrusă casa lui. Da, corect, o să fie distrusă casa mea. Ui, dar nu era pe moarte? Și pe moarte, ui, la 199 de ani, dacă îți aplic una, ui, n-ați mai ști și cu tine. Auleu, ui, acum văd de ce ești așa nebun și tu, că ai o familie de nebuni. Păi eu ți-am zis, bă, că e o familie de nebuni, hai, vină și tu încoace, hai să mergem acasă, Doamne ferească. Ui, dar stai departe de aici. Foarte departe, hai, trebuie să ne grăbim ca să ajungem acasă. Hai, da, să mergem, ui, aleleu. Hai, da, iahuu! Tataia, bine ai venit la noua ta casă. Ui, dar și urâtă casa asta, Doamne, mai bine stăteam acasă dacă nu era explodată. Bă, dar până la urmă, de ce a fost explodată casa ta? Păi simplu, m-am luat la ceartă cu niște oameni din oraș, care își spun cameramani. Și bă, te-ai luat la ceartă cu cameramanii? Da, ui, le-am zis că le dau armii din războiul mondial pe care l-am purtat eu singur. Și le-am dat bețe și pietri, pentru că cu asta m-am bătut eu în război. Bă, tu ești nebun la cap, le-ai dat bețe și pietri ca armii și tu ai luat bani pe alea? Dar normal, le-am luat o tonă de bani și au fost ușor, ei, că am luat pietri din grădină și bețe din copaci. Fai de capul meu, bă. Auleu, eu cred că mă duc la pizzerie, m-a chemat tata care niște treabă și vă las să vă distrați voi singuri. Bă, nu mă lăsa singur, te implor, bebegică. Îmi pare rău, băieții, câteva zile mă duc să locuiesc la pizzerie, că nu-ți mai poate așa ceva. Auleu, bă, rămân eu cu nebunul ăsta. Adio, domnule Motan, îți urez mult succes dacă vin cameramanii aici. Auleu, mamă. O, și plecat, bebegică. Fai de capul meu, bă, ce ți-o trecut prin cap să chei la ceartă cu cameramanii? Ui, vreau bani și așa am decis eu să fac bani, să le vând armii din războiul purtat de mine. Fai de capul meu, bă, dar tu n-ai fost în niciun război. Tu ești nebun la cap, asta ești. Nu ești veteran de război, nu ești nimica. Ei, taci, că-s veteran de război. Ei, am purtat atât de multe războaie cât n-ai tu ani în viața ta. Doamne ferească. Auleu, dacă ăștia-s cameramanii, te dau pe mâna lor. Auleu, fai de cap. Auleu, doamna televizor, bună, ce cauți aici la mine? Cu ce te pot ajuta? Domnule Motan, spune-mi, te rog. Cumva, ții la tine în casă un motan bătrân din statul Motanești? Nu, niciun caz, n-am niciun motan la mine în casă. Ei, care la ușă închide odată ușa aceea că se face curent în casă? Atunci cine vorbește din casă, domnule Motan? Nimeni, sunt vocile din capul meu doar. Domnule Motan, închide odată ușa aia. Domnule Motan, de ce mă minți? Cine este la tine în casă? Doamna televizor, vreau să-mi cer scuzii, îmi pare foarte rău, dă să-ți pup piciorul și celălalt. Cel care v-a păcălit pe voi, e bunicul meu și
E o leacă nebun. Are o boală foarte gravă la cap și de asta el face niște lucruri care nu sunt oarecum ok. Și îmi pare foarte rău pentru ce v-a făcut, dar o să vă ajut să recuperați tot ce ați pierdut din cauza lui. Domnule Mutan, din cauza lui am pierdut un război cu toaletele Schemini pentru că i-a dat așa numitele arme care erau doar bețe și pietre. Da, știu, e cam nebun, dar nu vă dau niciun ban înapoi. Plecați de aici! Uleu, îmi pare foarte rău, trebuie să mă duc să-l duc la un azil din nebun. Domnule Mutan, treci încoace, domnule Mutan! O să regret, domnule Mutan! Bă, treci încoace mai repede! Ei, unii măi, auleu, unii mă duci? Bă, trebuie să fugim din oraș. De ce? Că vin cameramanii, bă, să ne bată. Auleu, ui, și ce? Îi batem pe toți, ei. Treci, bă, tataia, treci mai repede și fugi de aici! Auleu! Vai, leu, mi-a rupt ișoarele din cauza ta.